Vă consult dacă aveți obiecții sau întrebări legate cu procesul verbal în la ședința anterioară. Dacă nu, supunem la vreo. Nu este bine. Mulțumesc. Arriva ațiile. În conformitate cu dispoziția finalului comunei, numărul 225 din 7-a, și vă invităm să participați la acolo ședințe ordinare a Consiliului Local, comunale, care avea loc în data de 10-07-15, în sediul primăriei Comunei Sâmbliei. Cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 31 din 28-2019, prin care a avut loc aprobarea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru anul 2019 și de regulamentului privind statutarea taxei cuantumului taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii casnici și non-casnici inițiatori primari comuni. 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în Comuna Sâmbliei de Cepacol, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâri privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău, din partea Unității Administrative a Comunei Sâmbliei, Lețul Bacău, inițiator primarul comunei. 4. Proiect de hotărâri privind identificarea bisericii locale pentru anul 2019, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâri privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazurile de violență domestică pe raza Comunei Sâmbliei, inițiator primarul comunei. 6. Proiect de hotărâri privind o documentare de contare cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care nu dispun de locuințe pe teritoriul Comunei Sâmbliei, inițiator primarul Comunei Sâmbliei. 7. Diverse. Dacă dumneavoastră mai aveți alte propuneri pentru ordine de zi. Dacă permiteți, suplimentarea ordinii de zi, acordul de principiu pentru detașarea concediului de expropriere asupra unui teren situat în extravaloarea Comunei Sâmbliei, în satul Verdișeș, în vederea realizării investiției de interes local, rezervorul de la Verdișeș și alimentarea cu apa stadiului din Comuna Sâmbliei. Suplimentarea pe ordinea de zi. Deci vom avea 7 puncte plus 8 diverse. Plus diverse. Dacă sunteți de acord, vă mulțumesc. Suntem în ordine de zi, la primul punct, proiect de hotărâri privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 28.02.2019 pentru a fi aprobarea contului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019 și a regulamentului privind stabilirea taxei de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, inițiatori primari Comunei Sâmbliei. Cine îi face expunerea? Să vă explic și o să vă explic și domnul secretar. Noi taxa specială este reglementată de codul fiscal. Am aprobat o taxă specială pe anexa la hotărârea Consiliului Local. Am spus o taxă specială compusă din două taxe. O taxă pe tonaj și o taxă fixă. Dar pe, nu casnici, dar pe hotărârea Consiliului Local am zis taxă specială fixă și taxă specială non casnici. S-au introdus două o taxe speciale, dar pe anexă este una singură. Taxa specială compusă din două taxe. Cuantumul lor nu se modifică, doar ca și structură. Ca și structură, doar atât. Dacă sunt discuții primare în acest punct. Deci dispare taxa specială, apare de două. E una singură, același valoare. Practic s-a reformulat puțin modul de exprimare. Dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține?
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna Sângulie, județul Vaca Luiței, Corpina Comună. Este vorba de suprafața, zona unde se construiește grădinița, conform hotărârii Consiliului Local din 2010, în momentul când au fost inundații, ați aprobat 3.000 de metri, 5.000 de metri, dar pe o adâncime de 30 de metri. Pe 30 de metri, o adâncime de 30 de metri. 30 mulțumim cu 7, deci pe o adâncime de 30 de metri. Conform planului urbanistic general, noi avem o adâncime de 50 de metri. Și am făcut, avem cadastru pe acei 30 de metri adâncime și lățime, cât este lățimea, și acum ne ducem mai în spate cu acei 20 de metri. Și alipirea celor două suprafețe, astfel încât să fie o... Trei suprafețe au fost. Nu vorbim trei suprafețe, vorbim doar de suprafața unde se construiește grădinița. Adâncimea 30 de metri, acum adâncimea 50 de metri. Terenul din spate. Da. Terenul din spate este liber. Și noi ne rugim cu acei 20 de metri în spate, ca să avem 50 de metri, conform planul urbanistic general, suprafața de intravenant este 50 de metri de la două județeane. Bine, sunt două loturi și acum se alipește într-o singură. A fost două loturi și acum da, dați voie să spun două. Deci acolo au fost trei loturi de casă. A 20 de metri lățime fiecare, pe adâncime 50 de metri, nu așa știu. Nu, adâncime de 30 de metri. Așa știu, tot 50 de metri adâncime. Asta e intravilanul. Pentru toate zonele este intravilanul. S-a făcut pe 30 de metri. Exact, exact. A fost o greșeală, a fost pe 30 de metri. Vreau să spuneți pe 50. Eu am făcut pe 30, înseamnă că mi-asum greșeala. Acum ne ajungem pe 50 de metri. Dar nu e greșeală, pentru că tot 50 de metri în realitate. Este și acum, de la drumul județean. Dar n-aveam cadastru. Nu aveam cadastru. Acum am făcut cadastru și pe zona aia din spate și alipim cele două suprafețe. Suprafața din spate 1400 sau cât este. Deci primul lot avea 32,96 și următorul lot are 10,95. Deci 42, da. 44, mai mult. Deci undeva la 45. Din aia cea grosomodă. Dacă mai sunt și alte observații. Da. Nu ne dă seama, dar vrem să construim un teren de formă, teren de formă al 42 de metri și nu ne cadă pe suprafața respectivă. În spate acolo. În spate. Nu, de la șosea până în spate, 42 de metri. Și atunci mi-am dat seama că nu este cadastru, doar suprafața. Era așa, proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al adunării generale a Asociației de Dezvoltare și Comunicare pentru Sanitizare Vaclu din partea unității administrative teritoriale a Comunei Sângulie, Județul Vaclu, Asociația Corpina Comună. Da, fiecare dată de rezervă. Un reprezentant de rezervă, domnul viceprimar Gabriel, el ne reprezintă adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Interconectare, o rezervă. Deci faceți o propunere, deși am reclamat faptul că la un moment dat nu întâlnesc, deci nu există cuvântul pentru a susține proiectele pe care le au. Au foarte multe pe ordinea de zi și au solicitat ca să fie și o rezervă. În situația în care cel care este titular nu poate să vină, rezerva să-l locuiască, să poată să participe la lucrurile. O să propun unul? Da. Prima are eu. Nu. Da, eu știu. Dacă sunt lucrurile, deci nu. Dar asta un din la Bacău? Da, la Bacău. Nu e Oreșu. Dar ce tot de a face? Nu e la Oreșu. Aici era intrare. Aici la Conceva Baicare. Da, se duce în el vreme. Duce în caz de el. În caz de el. Sunt pe ceva și nu poate. Și așa te duci să-ți iei pastilii și... Care cu top? Propune? Rețeta. Deci mai sunt alte propune. Atunci propunem la vot pe domnul Mare.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2019, inițiator primar Ponta. Nu știu, e o situație genantă pentru mine și chiar sincer, uitați pe care e în vocea, chiar nu cer scuze. Îmi cer scuze față de toți. Ceva nu merge la biserica mea. Ceva nu merge. Nu merge și nu merge. Mă chinu și încerc să scot la limar, tac în gură, dar ceva nu merge. S-au pus pavelele foarte frumoase, s-a pus granitul, dar în loc să există o comunicare între primărie, consiliul local și numai că consilierii de acolo, consiliul parohial, nu există comunicare. Au turnat beton pe partea aia laterală, trei cifre de beton. E atât de urât, nu poți să-ți imaginezi. Când intri în curtea aia bisericii, totul este frumos aia, dar ochii nu se duce la ceea ce e frumos. Ochii zboară în partea aia unde a spus pentru era foarte simplu. Se lua 30 de centimetri de pământ, avem utilajele, puneam 30 de centimetri de balastru, avem compactorul la șalan, compactam, puneam favele pe compactare. Domnul Iulian Andrei Băduș nu o să pună beton toată curtea, o să pună pe balastru compactat. Corect sau nu? Și pe urmă, nisip cu ciment și faci un strat de ciment. Acum, e atât de urât, de nici nu vă imaginați. Am rugat-o pe doamna contabilă, doamna, mai căutat niște bani să dăm. Nu prea e corect, să știți. Uitați că am și emoții. Dumneavoastră faceți, eu am venit în fața dumneavoastră, vă fac o propunere să punem pavele și în zona respectivă. Neniuși, dar nu așa se comunică. Nu așa se comunică. Vă apucați și turnați beton fără să întrebați, nu pe mine. Întrebați pe cineva acolo din comandă. Și mai mult de atât, ăla e beton turnat. Uite, așa este turnat de tot. Meseria așa, domnul, adică nu vreau să supăr pe mine, dar sunt atât de mulți meseriași în comandul ăla și vreau să aduceți meseriași de la cocomâra de sus. Și Dumnezeu, dar ăsta se mai mănânce o bucată de pâine și oameni. Nu vine, nu vine măcar să-ți dea măcar o ligură de apă, dar pe ce mai însemnați ca să... Mai mult de atât. Acum vreau iar să nu supăr. Oamenii aia au pus pavele, băieții aia, da? Cine au pus pavele? Până mi-a dat o cană de apă. Nu este... Adică, domnule, era vecina, fiecare îți vinea cu farfuria de gogoș. La cine, domnule, vrea după cană? Loredana, Loredana. Popovici Georgela a pus pavele, din Popovici Georgela, dar bă, ți-a dat o cană de apă, un pahar de vină, i-a zis, un pahar de vină. Domnul primar, nici o cană de apă nu mi-a dat. Nu este colegul oamenii buni. Și mai ales că omul ăla a lăsat la pe, știți cât a plătit primăria pentru pavele, 45 milioane, 380 de metri pătrați. Cât 200? 45 de milioane. Câți metri? 280 de metri pătrați, scurcuri toți. Dar nici jumate, Ionier, nici jumate. Poftim? Asta e prea. 15 metri? Cum să fie 15 metri? 15 și 18 fără teren. Capa avea, plus bordura 25 de metri. Dar ea cu tot? Cu tot? Nu, e cam aici prețul. E un preț bun, e un preț bun. Păi cum să fie? Bordura înseamnă că i-a făcut degeaba. 20. Păi 45 de milioane la 200 de milioane. Păi dar înseamnă... Păi 15 lei, 14 lei, 70 metri linia. 15 lei metri linia. 15, plus bordura. Ți-a spus că 280 de metri. 45 de milioane. Am vândut mașina, am ridicat de buget tot pentru Biserica de la Roma, dar nu este corect. Uitați, ceea ce faceți dumneavoastră acolo la biserică, v-ați unit-o, acum iertați-mă, o creacă acolo și spun, și nu-i corect ce faceți. Domn primar, nu știu la ce vă referiți dumneavoastră, dar dacă, de exemplu, spunea cineva dintre oamenii aia, sau ce spunează, sau cine a venit acolo, băi, oameni buni, sunt astea 2-3 oameni, 4 că figurează, haideți să oameni să le dăm o masă. Să știți că strângeam, domn, nu era nicio problemă în privința. Ei, cum să nu, băi, dacă... Acum să spună pe părintele vă la, care construiești cu nea Chirachii, cu nea Vasile, cu echipa, să nu te pun dacă dă o cană de apă părinte. Eu vreau să vă spun, Vasile, știi, ca să lucreze niște oameni, da, vineri și sâmbătă, să vină tot satul, 66 de oameni au fost, tot să primarul i-a dus 200 de chiri din vin. A luat butoiul și a dus acolo, știi, neamnă? Da, știi, nu adică, de ce nu ați dat când... Vreau să făcea, domnule, nu vine nicio chestie, dar nimeni nu a știut de treaba asta. Și într-o zi, la urmă, că, păi, da, așa bine, că, da, băi, da, păi, da, oamenii aia, de exemplu,
Și eu am făcut serviciu 44 de ani. Dar eu dacă am dus mâncare, am dus de acasă. Dar dacă spunea cineva, da, nu, să stai un pic, da. Dar dacă spunea cineva, băi oameni, haideți la așa să contravenim ceva, nu vă puteam să dăm, chiar n-am... Discutăm despre rectificare. Ne-am fi referit și să ne uităm la... Deci, încă o dată, rectificăm și sumă... Dar nu poate să fie o clacă cum sunez masă. Exact așa. Așa este. Nu mai comunicați pentru nimeni. Mai cu cine să comunicați? Dar dumneavoastră ați turnat betonul ăla. Dumneavoastră de bani și pe primar și n-ați întrebat cu cineva care cunoaște cum să știe. Eu să-mi întreb la cine doar. Era părintele. Dar să-mi întreb, dar nu eu. Și mai mult de la... Discutăm... Turnăm beton, 130 de milioane beton și vine primării acum să pună iar pavere din cauza dumneavoastră. Dar nu s-a spus așa, că trebuie să stăm destul de bine. 16.000 de lei legi care de buget către biserica. Dar nu vă dați seama că totuși îți deci bani prea mult de biserica. Deci mai sunt discuții legate direct. Cu banii ăștia se termină tot la comand. Da. Dacă se termină, dar eu. Treaba bună, dar ea mai face o prostie, că trebuie să vină primările. Tot cum ar trebui, și el mai face o prostie, ea să plătească. Deci betonul apare destul de bun. Dar știți ce se întâmplă? Meserașul nu a fost meserăș. Aici e dreptate. Nu dă cum nimic. Că dacă unul este dat de velare scurge, nu e o problemă asta. Deci el trebuia să iau o mătură din aia și să facă niște zigzacuri din asta pe el așa. El l-a lăsat cum a ieșit din dreptate. Aici a fost întâmplă. Banii nu trebuie dat. Băi, trebuie dat. Ce ai făcut cum trebuie. Da, nu, e... Listat ce nu de bun. Așa ca... Dar asta e carosabil, băi, Malea... Păi normal trebuie să fie carosabil, că acolo intri cum vai fi intrat cu mașină. Da, camion. Da. Sau cu ce? Poftim? Se va intra cu camionul. Păi normal trebuie să intri cu camionul, că aduci când aduci lemne pe unde intre. Cum ții din ea? Cum ții din ea? Dar dacă îl pune la poartă, e greu, e încărată? Cine vine oameni? Ai văzut azi dimineață când au venit oameni ca să-și trebuie asta? Cum ții? Dacă ai intrat, ai minorocit. Ce? Nu o să minorocit. Păi dacă intri cu mașină mare, o... Nu are cum să-i iei cu mașină. Nu se intre. Da, aici o întrebare unde a fost mai mare, s-a pus la beton, a spus practic. S-a pus la discuțiile astea la urmă. Dar de care? Eu nu cred că e interesat. Tehnologia aplicării acolo cu ei. Domnul primar te-o referit, eu am fost rectificat de buget. Cine este? De asta o zis. Domnul, banii aia face altceva. Pentru că i-au făcut o prostie și o imagine atât de urâtă alea, noi suntem acum nevoiți să ne ducem în iar. În loc să facem altceva, acoperim prostiile de acum. Nu, facem altceva, dar se poate face altceva. Spune, poate turna o șapă de 2 cm și făcut frumos cum ați arătat dumneavoastră. Nu, uite așa ce face. 2 cm. Da, dar vreau să spun că e... Da. Deci, de aia, mai multă comunicare, ce vă frumos. Domnule, chiar sincer vă spun, nici n-am știut când a venit beton. Deci am văzut și eu turnat. Dar meseriașul ăla care l-a făcut, ar trebui cum ați zis dumneavoastră. Domnule, ați văzut la laterală la biserică cum l-a făcut frumos, l-a făcut ăla. Acum mai sunt discuții legate de rectificare. Dacă sunteți de acord cu suma. Ce nu este pentru? Potrivă, ține. Proiect de hotărâri privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenție de urgență în cazurile de violență domestică pe raza primului sentiment, inițiator primarul comunei. Ce este cu violența asta? Deci, de la sfârșitul anului 2018, prin care de ce sunt ordinul al Ministrului Muncii și Justiției Sociale, în care fiecare transitate trebuie ca să iasă înființeze această echipă mobilă. Din echipa mobilă vor face parte atât cei din poliția locală, deci a primăriei, cei de pe asistență socială. Legea prevede și în felul următor că pot face deci, atât preoții, cât și cei de la organizațiile non-profit care sunt pe domeniul respectiv. În cazul ăsta s-au băgat, deci, Radu Doina și numai Cocea, care sunt de la asistență socială, iar este coordonatorul echipei, domnul Radu Doina. Asta nu ai Costică Costel și cu Curea Ion, deși ei vor face parte ca membri.
Iar după aceea, pentru că pe fiecare sat este cât un preot și fiecare știe pe fiecare locuitor din parohia lui, pe fiecare sat în parte, am așa am fost și preoții. Păiul Daniel, Bălan Octavian, Gașpar Marian, Hagarois și Savo Marius. Și asta este echipa care va interveni în momentul în care este vorba de violență domestică. Discuția. Dacă nu sunt supun la voi, ce este pentru? Potriva acelor. Proiect de hotărâri privind decontarea cheltuielilor de transport a cadrului didactice care nu dispun de locuințe de cultură în asemenea. Aici, zic eu după mine că era frumos dacă veneau și cei de la școală să ne prezinte o situație de sfârșit de an și cu lai. Să știi care stau în comun, care nu știu. După, nu, mă refer că ne le dăm tot și cer și sunt de acord să se deconteze, dar să vedem și ce rezultate au. Foarte bine, mică. Noi nu am putut de dat, pentru că am impus niște condiții. Am pus niște condiții pentru că rezultatele la evaluarea națională a fost foarte, foarte slabe anul trecut. Unii dintre dumneavoastră m-au criticat, dar s-au văzut că, nedând acea navetă în cadrul radeții, valoarea, contravaloarea navetei, lucrurile au venit bine. Anul acesta, mai bine ca anul trecut, mult mai bine, anul trecut a fost 23%, 22% sau 23% din numărul total de absolvenți ai clasa 8-a. Adică nu cei care s-au înscris la capacitate. Din total, clasa 8-a au la capacitate la 23%. Acum, procentul din total este bun aproape 50%. Adică au mai rămas și colegenți, e o diferență. Iar cei care s-au prezentat, au luat. Adică nu am dat naveta, le-am promis, dacă îmi iau 50%, o să dăm naveta, încă nu este de ajuns, pentru că nu, e undeva o mică problemă. Aici, la Sânduen, e ok, adică e ok asta. Dar tu mai sunt și altă discuție. 50 de noapte, nu ușor. E, nu poți să-i bagi în cap, poți la problemă la un nivel de țară, nu putem rezolva noi la Sânduen. Vedeți, nu pe care nu, dar e o problemă cu tot învățământul în toată țara, nu e. Asta înseamnă că... 2, ne-am dus la 50. E un viescu bun. Adică, e bine, nu e bine. Domnul Strălu, ce să zicem? Mai diferă câteodată și la problemele de la examene, câteodată e mai greu, câteodată e mai ușor. Problema este că, dau un exemplu, la Sânduen avem domnul învățător cu experiență, serios și responsabil. Dar nu putem să spunem că doamnele învățătoare, educatoare de la alte unități școlare au aceleași calități pe la Sânduen și atunci e discrepanța asta de rezultate. Adică o cred și pe doamna Renata care îmi spune, domnul primar, dacă mie nu-mi dă copilul cu tabla puțin în casa a cincea, ce să-i fac? E greu să lucrez. Dacă nu-mi dă copilul, zice rău, dar la doamnă, da, dacă nu-mi dă copil care să scrie să citească, ce să fac cu el? Învăț în casa a cincea să scrie să citească. E bine. Și atunci? Din 30 de elevi, dacă are 5, trebuie să meargă cu aia 5 înainte. Nu poți să-l înveți fără tabla nu ține. Dar trebuie să înveți și păi se înveți, dar dacă părinții acasă nu se dă interes. Până la un dat exemplu, doar la aldeană, nu doar la aldeană, doi învățători de la Sădorin a lăsat o fetiță pe Hegel și Cristina de la Minisat, corigent. Doi învățători, nu o să spun niciodată că n-are rost. Și a ajuns a treia oară repetentă la doamna Aldereanu. Dom'le, eram director, o bucurie imensă pentru doamna și pentru ea, și ea s-a bucurat, dar și pentru mine, dar mai mult pentru dumneai, că a reușit acel copil, tot în spate acolo, să știe, să scrie, să citească și tabla mulțime. Iar celălalt doi învățători a lăsat-o corigent. Adică vorbim de, ce să vorbim, de responsabilitate. Și de mesajul transmis către copii. Mai sunt și metode cum trebuie să spui că trebuie să nu vezi. Păi ce am spus? Ai fost la formă ce-i făcut? Cu doi copii ăștia acaba în oțări. Păi acum nu ai voie să te atingi un copil de gata. Ce ai dat tu din mâncare, ai dat tu ăsta și nu mai învață, nu? Nu și la comandă acum, au luat bani copiii. Da? E ok și la comandă, dar încă nu e.
Sau un copil de 5 ani și vezi tu pe buzele lui că spune că du-te... Hai, el studiezi după buzi, cam ce spune. Spune la vot. Cine este pentru? Da. Ține după tine. Deci, consiliul local prețuiește cadrele de la ce să ai și ei grijă cu copiii. Da. Eu nu corect spus de aici. Deci, la ultimul punct. A, la fântână asta. O fântână. Da. Amplasamentul rezervor de șeș în proiectul inițial a fost deasupra bisericii catolice, prin zona aia. S-a constatat că rezervorul este pus pe o proprietate privată. Nu poți să construiești rezervorul pe proprietate privată. Acum îți spui capul, dar nu știu. Dar nici cu acordul proprietarului nu poți să pui? Da, acte, acte, zală, condamnă, aia au acte. Dar și acces era mai mult de atât, poftim? Și acces era greu. Cale de acces nu avea. Cale de acces greu era. Nu a fost nicio problemă. S-a modificat amplasamentul și s-a dus pe, din că spune la... Podei. S-a sus, pe podei. S-a făcut cadastru pe zona respectivă. Cota față de nivelul mării este 84 de metri față de ultima casă din fundul Verșeștiului. Diferența de nivel este 84 de metri. Asta însemnând că apa se duce până în fundul satului. Domnul Potașă spune, domnul este cam sus. Eu nu cunoșteam zona respectivă, mă gata să tatim aici ca până să meargă cu mine, că nu cunosc zona. Și am început să tatim aici ca să a căutat persoane. Ne-am uitat mai multe zone și am găsit o zonă care am zis că este ok. Am măsurat lungimea, m-am uitat pe profilul longitudinal să văd la ce distanță este și la ce cotă este și am ajuns la o cotă de mai puțin de 84, cam la 70 de metri față de ultima casă din sat. L-am sunat pe poetan și zice, domnul, e ok. Adică, de la distanța de la rezervul de sus, la zona unde am găsit-o noi, e 680 de metri. Adică, pe zona, pe o distanță de 680 de metri, pompe mult mai puternice, plus cheltuieli electrice cu stâlpii, plus introducerea conducte. Acum am găsit o suprafață, tata magica este în mersul doamnei Vânză, la doamna Catană, Băleu. Băleu, da. Băleu. Problema este că nu prea are lățime, are decât 22 de metri, chiar acum a venit domnul secretar și mi-a arătat. L-am sunat pe domnul Bontaș, dacă este de ajuns 2.900 de metri. Dumnezeu ei are cu 2.800 de metri. Dumnezeu ei vrea să cumpere toată suprafața să vândă. Dar nu avem nevoie decât 22 ori 50 cu 1.100 de metri. Și am venit în fața dumneavoastră doar un acord de principiu de cumpărare. Să vedem, adică pe baza acestei hotărâri, să facem o expertiză, o evaluare a suprafeței, că nu pot, putem să cumpărăm pe hotă fără raport de evaluare a suprafeței și dacă doamna acceptă suma respectivă. Adică, ea vrea 2.800, dar nu știu dacă nu ne dă voie legislația să cumpărăm 2.800. Și acum, evaluarea, nu știu câți bani cere, spre exemplu, evaluarea pe Intravilan, când a făcut acest în spatele, este 3,50 m pătrat. 3,50 pe Intravilan. Dar depinde de poziția terenului, nu? Adică dacă ne-ar cere pentru 1.000 de metri, 1.200 de metri și mi-ar 3.000 de euro, nu ar fi atât de mult. Dar pe Extravilan valoarea este mult mai mică și nu știu cât este valoarea. Adică, pentru noi am fi pe terenul ăsta, e undeva mai jos. Pizdaz nu era teren, numai decât la Catana. Dar n-ați înțeles. Da, nu înțeleg. Să fie mai jos, mai aproape de sat. 700 de metri mai sus. Avem acolo. Și dacă fie mai sus, nu era mai bine. Păi dar așa e mult mai puternice. Curent consumăm. Instalația este cât stâlpi. 600 de stâlpi, 50 de metri, sunt 12 stâlpi. Plus instalația electrică aferentă până acolo, iluminatul public, plus conductele trase, plus, adică 700 de metri. Vorbim de niște cheltuieli în timp. În plus, da. În plus. Da, am înțeles. Adică eu pe zona respectivă am putea să coborâm zona. Acum, ta știu, iar eu vin, putem să coborâm. Dar nu am găsit, că a venit doamna Vânză cu planul parcelar de mică. Și i-a zis, toți morți de acolo. Toți.
Borbor, dar are urmaș. Păi și cum să faci dezbatea moștenirii? Da, e de soară. E de soară ca să facă. Te bate, da. E de soară. Dar prin zona numai, dar n-ai fi țele prin zona? Asigură pensiunea până sus? Da. E de bondaj. E mai jos cu 14 lei. 14 lei. Și îmi spunea domnul bondaj. Și nu e suficient. Și îmi spunea, dai seama ce cheltuie sunt. Eu pun imediat încă o pompă, nu ajunge până acolo, punem o pompă și transmite decât să cheltuie de mult. Știți, eu vă spun o chestie. Cu cât reduceți cheltuielile, cu conducta, cu stâlpii, se cam echilibrează cu cei plătiți ăsta, catar, sau, la cei care azi. Aha, nu există așa ceva? Dar nu există așa ceva. Nu, reducerea e... Dar nu există. Vă dați seama, 700 de metri de țeavă băgat în pământ e 1 miliard. Da. Numai 70 de metri de țeavă. Plus 12 stâmpi care... Un stâmp, câte un stâmp e aici? 50 de milioane. 600 de milioane sunt numai stâmpi. Instalație electrică. Ce vorbim? Cheltuielile sunt? 5 miliarde. Vă 3 miliarde. Și mai mult de atât. 100 de mii de euro. Noi gazi acolo la transformatorul ăla care... Nu facem doar plătiți. Dar este... Băi, dacă cu toată aia ați fost plătiți. Ce te-am zis? Nu faceți contract cu ei. Nu te poți trebui o soluție bună pe viitor. Dar nu trebuie branșament. Branșamentul este jos la cojocare. Nu. Și al teren acolo nu există prin zonă. Dacă păi este teren, dar nu dacă acela de unde acolo și știi. Dezbate la oștările a unui mort, zăci frați, să... Da, știu. N-am mai găsit o zi cu afară. Dar pot să spun în aia, dai cu dichis, față în față, puțin lateral, cu dichis, sub la față. Dar nu găsesc. Asta e pe stânga sau pe dreapta? E pe stânga, unde e acolo. Sau în via. Unde e via, dar o mică. Dar ești de fix la asta. Nu, la ieșire. Nu aia ultima, mai încoace. Cum ești din pădure, aici. Deci cu 700 de metri mai jos. La ieșire e catană. Eu de aia am zis, dar zici că eu de aia. Mai jos. Nu mai pe o sus. Mai jos. Nu, vine jos în curba, aici au un transformator, mai sus. Nu, cu 700 de metri mai jos? Cam acolo, jos. Un kilometru față de transformator. Cam acolo, un kilometru. Asta e de transformator. Mai e la parte. Mai e la parte. Dar nu-i 600 mai la parte. E acolo, bă. Acolo are doar. Lângă ghețe cheme. Lângă ghețe cheme. Nu mai e jos. Nu mai e jos. Un pic mă la de alare și să te pic. Are și și mai jos sau mai jos, mai jos de acolo. Să cadreze și cadențele și nu mai are nimic. Nu mai are nimic. Și cădere cam. Dar nu e mai din zona. Dar nu e mai din zona. Când din zona aia, îți dai seama, diferența de nivel e 70 de metri. Iar pe, deci 70 de metri, pe ce lungime? 1000 sunt 1700, 1000 de metri, știi, sunt 70 de metri, iar pe 700 de 15 metri. Alulite din curba aia. La 90 de grade, un pic mai sus. De la stânga. A, nu mi-a zis doar la vânză. Nu mi-a zis la vânză. Da, dar nu e vânză. Nu mi-a zis doar la vânză. Să fie simplu de achiziționată. Nu de-a complicații mari. Nici celui care îl vine. Eu am zis, bă, dar bani trebuie să cheltui eu ca să scot moștenirea, să poți. Vă dați seama acum să vă spun sincer. Femeia face cadastră. Dar dacă nu-i cumpăr, eu trebuie să-i plătesc cadastră. Și i-am zis să fac o cadastră. Adică nu o fac de rușine. Da, 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 da. Dar i-am explicat că nu pot să-i dau prețul care cere, ci mi-i dă evaluatorul. Doar atât. Și mai mult de atât. Și un evaluator va să-ți dea un băiat, dar tu, ca să fii colegi, mai faci un cunosc cu o evaluare, cu doi evaluatori. Cât? Exact, asta zicea și... N-are valoare de evaluare. Nici știi, nu mai e nimic. Eu nu vreau să fac. Dar se constată că sunt 22, 1100 de metri. Eu nu pot să iau pe numărul de
Păi acum, dacă ne dăm voia, să-i luăm 2800, nu-i nicio... Dar ce să facem? Rezervă. Atunci ei la mea... Păi dacă femeia nu vrea să vândă decât tot terenul, noi ce facem? Păi da, femeia tot terenul. Ia pe numai aici, dacă îți dă terenul în față, aici ea mai mare. Aici, așa, asta nu se întâmplă. Și zicem, doamne, dacă îmi dai pentru 1100, un euro 50, să zicem, un euro 50, îmi dă 1600 euro, păi ce să fac 1600 euro? Ei, da, dacă îmi iau 3500 euro pe ăla, spui toată suprafața. Așa la mine mi-a fost întrebarea, să nu mai știu ce au mulți, dar au două săptămâni vegetale. Adică au două săptămâni, cu atât mare decât să zice mică brânză și cu doamne rău. Atât. Nimeni nu avea. Până dacă te rezi bun acolo așa, la o primărie, mă deci, când vorbim de mii de euro, vorbim așa ca să stăm, da. O să ceva de bani, 15 mii de bani. De sume care nu se mai puteau, da. Acum vorbești de 20 mii de euro la o primărie, mai da... 11 mii de euro, 3 mii de euro. Dar fi ceva concret și bun și nu știu ce, nu se merită să discut. Nu? Și? Potrivit, abținem. Mergem la diverse. Vreau eu să spun ceva. Sunt domnule ăștia vânzători, ăștia ambulanți, care vin din Vrancea, din Harghita, de peste tot, vin și vând fructe, legume, de toate, vând fără să plătească niciun bani nicăieri. Noi, magazinele, nu mai putem vinde nimic din cauza lor. Pentru că ei le ia fără factură, fără nimic și vin și le lasă la preț de jumătate de preț. Noi, magazinele care plătim autorizații, nu putem vinde nimic din cauza lor. Deci nu aducem roșii și ardei, aducem și, trebuie să aduc și fructe, toate aducem. Deci oamenii vin și vând fără probleme. Fără să plătesc, măcar să plătesc o taxă la primărie, oamenii ăștia. Băi, vin să plătesc, așa, plătesc o taxă la primărie, bă, tata. Probabil că au autorizație. N-au nimic. Nu au nimic. N-au nimic. Vinte de 7 ori. Eu le vin mașini, dacă nu vin 10 pe zi, pe cuvântul meu, 10 pe zi. Și acum am luat fac și gălății. Băi, omule, 10 pe zi. Fiți acum gălăgit ca gălăgit. I-a spus oala cine era acolo, nu știu. Dom'le, da, ce-l vedeți taxa la primărie? 10 lei, 8 lei. Indiferent cât ar fi dat, trebuie să-l taxa. Să vedeți ce s-a întâmplat. S-a transmis că primarul nu vrea să-i mai primească. Oamenii au ieșit înainte de mea, domn primar, dar ce nu-i lăsați? Pentru că eu, kilogramul de roșii mai ieftin. Ce să facem? Problema e că eu iau pe factură. Și eu nu pot să-l iau cu 1 leu cum ia de autorizație. Eu iau cu 2,50. Nu am nimic. Nu am nimic. Și atunci? Eu le fac. Că n-am nicio putere. Deci poliția să vină... Dar poliția nu poate să-i dea amendă? Da, cum să nu? Poliția? Hai să-i rezolvăm cumva, adică... Să fie anunțat. Poliția comunitară. Poliția comunitară, dar vorbim. Da, mă, eu de la identitate, dar eu am nicio putere. Poliția să fie amendă. Deci eu dau pe roșii 2,50 pe factură, el ia cu 1 leu de la marca și-o vine cu 2 lei aici. Dar nu ia cu 1 leu. Nici cu 1 leu. Ia cu 5 de la tine omul, că îl cumpăr eu, că îl cumpăr eu. Poliția comunitară se poate. Poftim? Poliția comunitară s-ar putea ocupa. Ce să facă poliția? Cum să-i amendezi? Și să-i spună, măi, nene, scoate o taxă. Am ceva ce poate să-i spun. Dar dacă n-au autorizație de vânzare, poți să vândă? Pe teritoriul... Au, pe zona respectivă. Au, vin cu autorizație. Dar nu pe teritoriul comunii sunt lui. Păi pe teritoriul comunii ar trebui să vină să pătească taxă. Aia de 10 lei. Și în oraș și cine verifică vânzătorii ăștia în plan? În oraș? Da, poliția comunitară. Ambulanțe ăștia și acum. Dar noi avem o hotărâre de consiliu ca vis-a-vis de acea suspensă. Adică mă gândeam cu dar ți-a amendezi din între 200 lei și 500 lei. Și nu putem să facem așa ceva? Cum să nu? Cum să nu? Pentru că noi nu avem asta. Deci de asta v-a zis, n-am nicio problemă. Să punem să... Nu că nu am nicio problemă. Nu pot să fac nimic. Deci comuna să câștigești bani pe chestia asta, măcar să ia bani cu primăria să vrei. Să vezi că sare oamenii în capul nostru, adică trebuie transmit mesajul astfel încât să fie corect transmit. Să plătești cu taxă și el. Dar dacă îl dă mai ieftin, să vii corect el. Să fie el corect el. Plătești taxă la primărie, trebuie să desfășori activitatea în comună. Dar asta e în toate oamenii. E concurență neloială și cum, nu mai înțelege. Păi atunci să geată. Iar și-o venit și-o plătit. 3 săptămâni. Adică nu vine fiecare lucru. Deci nu vine o mașină. Deci nu vine o mașină. Unul vin 10 mașini pe zi, pe cuvântul meu, dacă 10 mașini vin. Unul după altul. Trebuie pleacă unul, vine altul. Știi cum se întâlnesc? Și normal că nu mai gândesc nimic. Că n-ai cum să mai gândesc. Și nici poliția ar trebui să facă ceva. Și poliția comunitară, dar o hotărâre de consiliu local în acest. Pe la noi venind la protecția consumatorului și întreba de factură. Pe legume, pe fructe, te treabă de factură. Dar pe ei nu-i întreabă nimic. Ai și dat. Asta e. Au venit la de aici. Au la poliția consumatorului, dar a făcut un kilogram. Atât e.
Salut! Dacă nu vă spun eu, să mă, doamne, chiar sunt bucuros și vă mulțumesc, s-a început și canalizarea. S-a început și canalizarea cu stația de epurare la Câmpâtise acolo. Domnule, nu știu, ghinioanele sunt pe capul nostru și acolo este apă. Domnule, atâta de mult am vine până la fărea. A fost și ploaie, a fost și ploaie. La ce anunțime? Se lucrează atât de greu, a fost ploi foarte mult. La ce anunțime pe s-a ajuns? La 5.40. Și-o dat de apă la 3. 2.30. Păi la nivelul cazilor. E normal la nivelul cazilor. E pânză. Deci au adus oamenii. Și nu s-au luat de calculul plus? Nu s-au gândit? Nu știu, dar ce să faci? Dar la oricum nu scade, acolo nu mă scade. Ei, au făcut niște bazine de compensare, deci oamenii știu, oamenii făcut și eu chiar am zis, deci nu l-am făcut în la vară, ci când nu, la deal trebuie făcut. De la deal, de aici. De la deal, în fine. I-am zis că s-o scurgi în partea aia, la noțiunile mele tehnice. Dar totuși e bine cu conducta asta, s-a pus foarte bine, dar știți ce s-a întâmplat mare durere? Tot noroiul că rămân casă. Deci ar trebui de pus o leacă de balast peste pământul ăla. Să se termine, să se termine. Da, adică știți, de găsit o soluție, cumva. Că termina de la pământul, fiindcă ești cu comand. Au făcut deja posibilitatea de a fi mașina. Vedeți mașina bună. Și-o dat la 237, dar nu pun de excavatoare. El intră în pământ. Cu gustul, s-o stecat la mântul și au un călbun la mântul. Deci, domnul prima, s-o stecat la mântul și spate. Deci, e o societate din duele. Nu? Nu vorbim așa. E o societate care nu trebuie să strec cipeții. Bă, dar mergi chiar cu spor, nu, nu chiar. Să vedeți, să vedeți ce puțuri a făcut. Să vedeți ce puțuri a făcut, să vă duceți în Câmpâtise. 7 puțuri și mai mult de atât, cu drenaj de catar apă astfel încât să nu rămânem niciodată fără apă. O mare experiență, din 30 de ani face numai apă. De la cum ajunge? De venit acum în mura, legat de apă, în bazinile alea care erau la Brunodan și Sinaia, care erau construite. Un singur este, rezervorul de hidrasăduri. Erau patru pentru captarea de apă. Erau patru rezervoare, nu? Trei rezervoare. Trei rezervoare, da. S-a schimbat soluția. S-a schimbat soluția, dar banii au fost plătiți de primărie pentru ele. Acum... Ale duci la... A, nu, nu au fost plătiți. Aia am avut noroc. Am avut noroc, nu au fost plătiți. Nu au fost plătiți, nu? S-a plătit... Trebuia plătit, dar nu a fost plătit. S-a plătit, nu, s-a plătit pe fierul. Fierul pentru rezervorul de la Buzulești. Fierul de la rezervorul de la Sândurești și fierul de la rezervorul de la Greșești. Nu s-a plătit fierul pentru puțul. Ei, având în vedere că nu s-a plătit fierul pentru puțul, am putut da două la lucrare. S-a compensat. Ei, dar acum suntem în tribunal cu Romcan pe 18 miliarde jumătate. Diferența de valoare de contract. Acum ce zice instanța? Noi am făcut toate demersurile pentru judecată. Adică diferențele astea este 1.500.000, 1.500.000 din expertiza tehnică, plus diferența de contract de 16.800.000. Adică, prin neexecutarea lucrărilor conform contractului, el a prejudiciat statului, primărea Sandurien, dar statul cu 16.500.000. Adică, firma executată care s-a scos în licitație, a venit cu 16 miliarde în plus față de Romgan. Pentru că el, acest 16 miliarde, este valoarea exactă, corectă. De ce? Pentru că el atunci a venit cu 62% din valoare. Adică valoarea proiectului era 82 de miliarde, domnul Tică știe, a avut probleme mari, au fost contestații. Și au venit cu 62. 40 euro, 30, 20 euro, 16 miliarde. Până la baremul era de 80%. Credeam că mă întrebați din rezervorul de aici de sus, de la... Și să termin, canalizarea se lucrează, apa se lucrează, monumentul se lucrează, l-a stagnat pentru că el zice că nu i-am făcut eu un act adițional, n-am avut timp să-i fac, dar nu cred că ăsta a fost motivul care foarte multe lucrări din Germania. Se continuă monumentul, grădinița se lucrează, uitați. Ce mai fac acolo la grădiniță? Foarte greu la grădiniță, foarte greu. Deci cheltuielile suplimentare la grădiniță, ca să putem să o scoatem, sunt de 1.500.000 în plus.
ca să putem să o spatem. Au venit, a venit fostul domn director, secretivul de la ISC, au venit foarte mult și au constatat că nu putem să spatem gărdința aia dacă nu ridicăm 50 de centimetri în sus, cota zero. Adică să punem 50 de centimetri, ridicăm baza cu 50 de centimetri, astfel încât apa să se adune înăuntru ca să putem să scoatem apă. Și e o soluție. Văd că merge, dar ploile au stat. Să vedem ce se întâmplă că mi-e ploile. Poate reușesc să toate. Exact, se este următoare, că au venit și doamna directora de la Dragul Județean. Este vorba de șanțul ăsta de la Dragul Județean. Nu are spurgere. De la Iunea la Catan, apa vine înapoi. Dar acolo ce se întâmplă la... Deci în loc să ducă la Dragul, ea se duce în amonte. De ce nu ea spre... Verșești? Verșești. Păi și-ar fi așa. O să fie așa, e așa. Duce apa la deal. Duce apa la deal. Deci și apa de timp de Verșești nu se duce apa la deal. Păi nu se poate adice șanță. Vine de la deal și undeva și trăge apa undeva la mine. Deci am văzut că aproape jumătate șanță e colmatat cu depunere de pământ. Ea fiind pe nivelul cu cota. Păi știți de ce desfacem? Apa se mintea asupra mucală să depunteze la apă. De asta nu depunteze. Ca să știți. Deci ca să-i da viteză la da, bine, e pe nivel. Ea se depune pe nivelul care îl găsește maxim. De asta. Că tot îți spune de ce nu depovadezi. Nu, ca să-i da viteză la viteză la viteză. Că dacă... La viteză la viteză. Da. Poftim? Să vii apa la viteză la viteză. De cât ajung la viteză, nu mai mai scurge la vară. Dacă nu avem și instru probleme, tot zice că începi, văd că nu încep. Sunt 3 săptămâni când tot trebuie să înceapă și nu începe. Aici se rezolva treaba cu apa asta, dacă se termina drumul de la Don Lazar la Vale, acolo și șanțurile făcute cum trebuie. Păi dar alea nu s-au făcut de acolo. Păi nu s-au făcut de acolo, alea trebuie acolo. Unii la aici. S-o termineze tot la mine aceapa. Păi nu a dus și la terenul, că nu a dus la Vale. Da, nu a fost până la vârful, haraș nu a fost. Sparge, da, asta la trebuie spart canalul sau cum se va face? Sparge la canalul de fug unde a fost microcentral, să duci apa la Taslău. Dar nu ca polițială. Păi o fi, dar e mic, dar nu se duce și până acolo, nu ajunge. Nu ajunge până acolo. Păi, pentru că de aici așa am venit. Dar e țesat acolo, de 40 așa. Nu-i făcut. Așa nu-i făcut. Da, la canal. La Ion Lazar, dacă se făceau șanturi. Partea dreaptă, partea. Și pe alta. Și ajungea la Sorin 1. Acolo e... Dar nu, ajunge la Sorin, făcut cu aptare, până la Vale. Până la checheriță la Vale, tot până la Vale. Până la spate pe acolo, Sorin face o plecare pe canalul ăla det. Se duce până... Ce soluții sunt, semnă bani și minte, ca să pui acolo. Și nu mai dat drumul nici de aici, de la Ion Lazar, putea să dea drumul mândrești, putea dea drumul mândrești să ajungă în Turlui. Nici aici nu... E mai sus puțin. Nici acolo. S-a oprit. Și iar e o problemă, că dacă prelua și pe partea asta, și prelua și Turluiul, atunci e mândrești nu prea mai dau mai prea mai. Trebuie scurt pe banii astea aici așa, dar panoramul ca anul ăsta a fost mai multe ploi, niciodată nu a fost. Erau canale de scuze, canale care se foloseau și pentru irigație. Ce mai multe, ce mai degerioase. Da, așa este, dar noi dacă ne folosăm de canale cele care au fost făcute, de canale care erau canale de irigație, care loc și pentru evacuare, avea rol și de evacuare, și pentru irigație. Acum nu ar fi fost probleme astea. Și nu erau probleme cu timpul Ceaușescu, ce să spun eu. Nu erau. Erau șanțuri de creștere. Și că totuși amnistia nu a fost așa cum a fost în alți ani. Vineau armasarii de pe deal, mătrești din ăsta, mătrești din un nebunic, iau și oameni ce-a fost. Ăsta cum îi zice? Valea cum mai interesant. Dar să ai văzut ce să nu a fost încă. Mai e timp. Vine apa așa puternic, au dispărut benzele alea nerbate, că erau benze nerbate, lucrări și nu s-au mai făcut pe curbă de nivel, nu s-au mai făcut. Asta vreau să întreb, cum arăși pe deal, pe ursul, cum arăși? Păi pe curbă de nivel, acum, din deal în deal, din deal în deal. Vă zici că nu-i bine, a zis că nu-i gas. Păi nu, trebuie făcut așa. Și noi aveam semnate, aveam semnate benze și la... Se apă pe loc.
Nu poți să faci lucrările dacă e parcelat. Au zis că faci așa. Au zis că mute pe afară și și atunci faci bucata asta, bucata aia și atunci ce face el? Păi tocmai aia e problema. Că e fărâmițat, e parcelat. Dacă are 30 lățimi, 20 lățimi, 20 metri, se poate atâta. Când s-o tătumere, e un mare. O feie totul, are atunci asta. Da. Dacă nu mai sunt de probleme la diverse, probleme care sunt legate de administrația publică. Declarăm, bine, ședinței.